doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 133 și 134 privind codul administrativ, a fost convocată ședința ordinară emisă de primarul Comunei Crăciun pentru data de azi 28/11/10 cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor SC, Compania Regională de Apă Bacău. Proiectul numărul 2, privind aprobarea codului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și dezvoltare a Comunei Cârjol la data de proiectul al Comunei la data de 30 ianuarie. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și al programului anual de investiții pentru anul 2023 AUAT Comuna Cârjol. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cârjol. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare. Proiect de hotărâre 7 privind sprijinul acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere în perioada 30 iunie-30 noiembrie 2023 și beneficiază pe raza comunei noastre și localităților aparținătoare. Și numărul 8 diverse și am înțeles că mai avem un proiect. Da, și suplimentăm ordinea de zi cu două proiecte și anume proiect de hotărâre privind acceptarea donații unui teren la suprafață de 5.000 metri pătrați, înscris în carte funciară 693, către UAT Comuna Cârjol, județul Bacău și proiect de hotărâre privind aprobarea programului alocat organizării și desfășurării manifestărilor dedicate sărbătorilor de iarnă și a pomului de Crăciun 2023-2024. Da, și noi suntem prezenți toți, nu? Acum vă supunem la vot ordinea de zi. Și suplimentarea. Și, da, cu deci, în același timp, dacă 10 proiecte, da? Ordinea de zi. Toată lumea? De acord, da? Toată lumea. Deci suntem prezenți toți și ordinea de zi de acord. Da? Avem un nou invitat. Haideți. Și spune la vot pe așa. Deci da, și supunem la vot două procese verbale, am avut o ședință extraordinară și ședința ordinară de luna trecută, dacă sunteți de acord. Da, bun. Bun. Toată lumea este de acord. Și acum putem să ajungem la... De pe ordinea de zi, putem să trecem la punctul 1 de s-o dus să le aducă. Trebuie să le aducă. Toate voturile, da? S-o dus să le aducă. Da. Deci procesele verbale, da? Sunteți de acord? Procesul verbal e clar și că procesul de luna trecută. Da? Da. Ok. Ia putem trece la punctul 1, da? Și anume proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal a Unității Administrative Teritoriale al Comunei noastre pentru ședința adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, doamna consilieră. Da, deci proiect de hotărâre privind articolul 1. Consiliul local al Comunei Cârjol, în calitate de autoritate administrativă, de respectivă acționarilor în SC Grav S.A., acordă mandat special reprezentând în votul său în ședință să voteze pentru, împotrivă sau abținere în adunare generală acționarilor în ședința din data de 11 decembrie sau 12 decembrie. La ședința ecrană. Deci dacă vreți să... Da, da. Apă și canal, în cazul ăsta, dacă sunt
acolo mai mult. Acolo a ședinței CRAB sunt un număr de 5 puncte, 6 și 7. Așa și... Îl mandatați pe domnul primar ca să participe și să voteze pentru un cadru ședinței. Da? Da? Suntem suprem la vot acest proiect, cadru mediator, da? Bun. Deci cu 15 puncte. Trecem la punctul 2 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare. La data de 30.09.2023, prezintă doamna Handoca, consilier superior. Și după cum știți, legea 273 prevede de aprobarea contului de execuție trimestrial, conform execuției din trezorerie care vă fost transmisă, sumele sunt care cheltuieli și venituri. Dacă vreți, vi le citesc, așa ca și informare, 83% avem în casă la veniturile proprii, ce reprezintă veniturile primăriei. La dezvoltare, acolo plătim, ne rambursează sumele proiectele care le avem. Deci acolo nu avem un procent, să zicem, că putem să stabilim cât și cum. Dacă aveți întrebări suplimentare. Da? Supunem la vot. Proiectul numărul 2. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul numărul 2. Toată lumea? Toată lumea. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și al programului anual de investiții pentru anul 2023, UATE, Comuna Păjor, tot doamna Handoca. Având în vedere puterile ordonanței 90-2023, care ne limitează plățile la 1-9 din veniturile din plățile făcute în ianuarie-septembrie, am avut modificări în structura bugetului, pe anumite articole bugetare, am pus pe altele, ca să închidem anul și să ne putem onora obligațiile. Am mai completat pentru salubrizare, este și proiect de hotărâre pentru subvenție. Nu ne ajung banii care i-am bugetat la începutul anului. Bursele au fost luate de la Primăria Cârjol și date către Inspectoratul Școlar. Trebuie să modificăm structura bugetului și la venituri și la cheltuieli. Am avut câteva încasări peste prevederile bugetare. De exemplu, la anumite articole am înșirat acolo. Acum trebuie să le prezentați. Da, impozitul pe venituri din transferul proprietăților. Am avut un plus de 3.000 de lei peste așa, că sunt 1.000 lei sumele prezentate. Alte impozituri și taxe pe proprietate, plus 3.9. Venituri din despăgubiri, 7.98. Taxe de timp, 0.02. Alte venituri, 1.09. Și am mai completat pentru perioada care urmează în decembrie să se acorde subvenția pentru populație, încălzire și supliment de energie care se dă 20 de lei luna. O să-i primim de la Agenția Județeană de Protecție și Inspecție Socială, iar noi trebuie să-i prindem pe cheltuieli, se vor plăti. Astea sunt modificările principale în structura bugetului. Întrebări dacă... Asta e rectificare. Da, rectificare. Aveți și la mesi cu investiții. Da. Am avut la... Cine au dețară? Am retras... am avut alocate niște sume pentru proiectele care sunt depuse, dar nu au intrat în finanțare anul acesta. E vorba de dispensarul de la Custiana, CNI3 drumuri, modernizare, asfaltare, așa, și... Sala de sport de la Primăria Cârjol. De la școala. De la școala Cârjol. Dispensarul Custiana, am văzut aici? Ce anume? Dispensarul de Custiana. Da. Și cultura bădreșteană a copilului. Dar alea au fost de la începutul anului. Alea sunt rectificate. Nu intră rectificare alea. Modificările au fost astea mărunțele pentru a vize ce n-am utilizat. Și ce mă interesează pe mine, adică vine și supravegherii video pe comune, este corect.
din ăsta aluciul de gaze, 290, era și mi-a luat și acum, nu de ei, că... Da, dar asta nu va fi eu, dacă suplimentul... Da, sunt aluciul de aia, la rog și acum, colocarea pe ca și pe urmă a bunică. Dar nu contează unde, că noi lucrăm la... de bine am luat acum abisul. Da, da, la ce ministerie este bine, dar știți că m-am interesat, mi-a arătat să fiu în decembrie, uite, sunt rezultat. E prin Angel să vin? Da, da, la deviziu, în dezvoltare, era ministrul documentația. Bă, da, dar ne trebuie până nu avem toată documentația, deci mai lipsește medică la, de la medică. Am zis. La TIF 1, cum ții? La TIF 1, la Pustiana, despre ce nu sunt mai vorba? Și a fost și pe la urmă. La suspensarul de la Pustiana erau prevăzut 20.000 pentru avize, anul ăsta. Dar anul ăsta nu ne-a mai cerut nimic pentru că nu a intrat încă în finanțare. Nu s-a semnat un contract de finanțare. Și pe la cipolul de la soluția, dar ne cerea vizi de la DSP, de la mediu, de la... De la APE, de la DSP, de la APE, de la... Când la dispensarul de la Pustiana, că o să faceți interior, că exterior și așa de vorba. Ei, dar bine, am zis. Era un proiect. Este un proiect în ansamblu. Poteți? Dar pe ce toate licitații, numai acolo. Da, da, este. Și eu, doamna secretară, ar fi bine că mai sunt mai aducăm puncte în ultimul moment. Trebuie că să le studiem, nu înainte cu jumătate de oră, înainte cu o oră. Nu a fost ședință ca să nu mai adăugăm încă un punct în un punct. În ultima zi, sau chiar înainte cu o oră. Adică nu știu mai bine să studiem, de așa, dar aveți să fie 7 zile, o săptămână. O reține acolo, că nu e mare rău. E la timpul, dacă e la suplimentare o facem cu acordul dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord, trebuia să vă obțineți sau să fiți împotriviți. Ce să fac eu dacă domnul primar este în sală de proiecte, eu să le recunosc. Și astea sunt niște poți să depui interesul comune. Nu poți să depui, pentru că așa este. În gestul Consiliului care este de acord. Poți să îmi plăcu ședința de îndată, dacă nu ai încă 20 minute. Ai de îndată, a fost 5 minute la mine. Da, de îndată nu știu. Ședința de îndată, deci n-am fost. Să punem la vot? Proiectul ăsta, pe, de pe ordinea de zi, cine pentru? Toată lumea, da? Bun. Mulțumim. Atunci, o să trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Dibacă. Da, fiind membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, conform adresei, trebuie să plătim și o cotizație în sumă de 15.000 de lei anual. Asta e, avem adresă către ei. Dacă aveți alte întrebări... E cotizația care trebuie să o dăm anual. Cotizația anuală la membrii asociației, fiind membri. Da. Supunem la vot? Da. Patru mea, da? De acord. Așadar, trecem acum cu numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice al aparatului de specialitate al primarului Comunei Prejoar. La fel la spătare. Da. Deci, așa, urmarea adresei de la instituția prefectului, în conformitate cu ordinul prefectului 334 din 14 noiembrie, a fost modificată poziția din anexă cu privire la numărul de posturi care ni s-au dat pe an. Noi am mai avut o adresă în aprilie, normal, de mine, de la instituția prefectului, adresă cu numărul de posturi care trebuie să aprobăm pe UAT Pârjoara. Și acum, având proiectele astea finalizate două, odată cu mini-excavatorul și proiectul cu reabilitare Cămin Pustiana, am mai primit, am făcut încă o adresă și am revenit către el ca să ne dea exact posturile care au fost prevăzute în proiectul respectiv. Proiectele alea două au fost prevăzute cu niște posturi. În beneficiu comunității s-au făcut construcțiile respective și să mai fie angajați în cadrul proiectelor. Și structura s-a schimbat de la 44 la 54 de posturi. Deci am primit în plus 5 posturi. Așa, un proiect de șofer mini-excavator și 4 proiecte pe cultură. Pe, bine, să vorbim de proiectul care a fost cu fonduri europene. Pe Căminul Pustiana. Așa, Căminul Pustiana, deci nu știu dacă le-ați văzut, bine, pot citi acum. Așa, administratorul, da? Responsabil tehnic PSI, responsabil curățenie și responsabil pază. Numai deci, la Cămin. Da, 4 posturi. P
pentru proiectul respectiv. Așa e proiectul prevăzut, pentru că un proiect să fie eligibil trebuie să vină în ajutorul comunității cu angajări, costuri înființate. Da, așa. Așa, mai avem acesta. Dar ce cinci pe banii ar fi de la mama, nu doar de la noi sunt banii așa. Da, da, bine. Dar nu e obligatoriu, dumne, așa e. Da, noi trebuie să ne prindem. Noi trebuie să ne prindem ca postul vacant. Și ce fac? Dacă ar avea activitate. Asta e proiectul, știi? Căminul îi arată foarte bine. Eu am văzut la trecut, de chiar totul e ok. Da, dar să știți că și la valoare care are, eu zic că trebuie și un responsabil. A, trebuie de o responsabilă. De toate căminele, nu zic. Păi să angajezi la fiecare cămin care e doamnă, să angajezi câte 5 oameni, vă dați seama că... O să primești... Nu mai că trebuie să mai faceți o adică la primărie, sigur. Da, dar nu s-a angajat să-mi dea, să-ți spune. Și când noi am prins proiectele, că noi avem, ați văzut câte poate posturi avem și câte posturi vacante. Deci avem o grămadă de posturi și vacante, pentru că așa să le ținem, că nu suntem la capacitate cum spune ei. În funcție de numărul de populație și în funcție de asta, noi trebuie să le prindem. Așa, și mai avem adresa instituției prefectului cu privire la stabilirea numărului maxim de posturi și la reducerii de 10% privind măsurile fiscal-bugetare. Deci ne-au venit, noi trebuie să reducem un număr de 5 posturi. Păi ne-au dat și nu că a dat cu măsură adică fiscală bugetare, reducerea unui număr de 10% din numărul maxim de posturi câte avem. Noi avem 54, 5 posturi deja au dispărut. Le-am și scos. Am scos un post de la cultură, un post de la muncitori, și poliție locală 3. Deci funcții publice și contractul. Da. Posturi vacante. Deci le-am tăiat 5. Au venit 5 și am tăiat 5. Așa. Așa. Și mai avem o adresă de la ANFP, o recomandare prin care ne-au recomandat să înființăm un compartiment specific de relații cu publicul și registratură. Aveți adresele care le-am atașat. Nu aveți? Da, da. Nu este că sunt aici probabil, dacă le-am... Ar fi fost ideal să fie cineva un responsabil pe toate căminele care să răspundă. E da. Lucrat că da, trebuie se strică, se deteriorează, deci dar numai școlile alea au eu câte de performanțe de la cămin. Păi dacă toată lumea lucrează, toată lumea din portiere și lucrește... Trebuie un loc, sigur. Noi pe cultură am avut un post vacant. De ani de zile, de ani de zile. Da, dar de când a ieșit doamna la pensie, doamna Echim la pensie, postul ăla a fost vacant. Da, și de atunci stă vacant. Și ați văzut structura instituției care este... Aici am ajuns o persoană la cabinetul primarului tău, Iulian, și funcționar public la achizițică, Macadam. De unde vine, ce este și dacă ce studii au? Dar nu fost... Nu, asta m-am văzut, eu nu știu. Dar nu informați, dar trebuie să ne informați. Am făcut de legea asta. Doamne, dar au fost un curs cu... Da, eu nu știu. De ce nu vă uitați pe... Păi nu, că nu a fost pus pe care a fost publicat. Vreau să-mi spuneți, vreau să-mi spuneți, vreau să-mi spuneți. Dacă vreau să-mi spuneți, vreau să-mi spuneți. Dar nu știu, dacă nu, 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 da, corect, asta mi-a exact cerințe. Da, sigur, dar pe ce posturi? Pe ce posturi? Avele posturi pe achiziție? Da. Și pe care am venit de Macadam și cum a zis? Cristina. Macadam, Cristina și... Tău Iulian. Și pe urmă la Tău Iulian, domnul primar angajează când pe cine vrea și ea lui. Când vrea, că pleacă și altul. Da, e pe durată determinată, da. E dreptul domnului primar, mai așa. Dar faci orice... Unde-i drept? Da, nu-i drept. Eu nu pot drept. Mai eram curios. Dacă mai aveți un proiect, vă rog, o să le spuneți. Supunem la vot proiectul numărul 5. Toată lumea, da? Trecem la punctul 6. Parcă? Da? Da. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiu întregii comunități. Tot de prezentat. Este cantitatea de deșeuri care s-a ridicat la nivelul luat de
cărjol a fost mai mare față de cât s-a încasat pe fiecare primărie, deci s-a plătit 563.022 lei de către primărie și s-a încasat de la populație suma de 267.793 de lei. Diferența trebuie să o acoperim noi din bugetul local de 295.229. Da, bine. Nu este foarte... Ei sunt la persoane, iar domnii pe noi ne încasează la kilogram. Și aici e diferența. Se aruncă tot și nu se reciclează nimic, deci nu se s-au dat saci, am înțeles. Nu oamenii nu prea asta, noi menajeri ar trebui să spunem, nu ar trebui să spunem, mai multe, asta este populație care ar trebui. Oamenii dacă respectă și ar fi corect și să știm să reciclăm, totul depinde de noi. Dacă reciclăm, ajungem la un... Dacă ai timp la fiecare persoană, să vezi că noi ne-ai adus să iei mașina, o să vină o dată la 200 de ani. Da. Până atunci, da, știi? Da. Cât să zăbovească? Dar nu contează, că până la urmă și ești. Dar să-i serviciul. Dar să-i serviciul. Ori, poate ești greu, discuția asta e întotdeauna. Atât timp cât îi avantajează pe ei. Îi avantajează pe ei. Ei nu se renunțe la treaba asta. Îi avantajează la ei. Avantajul la ei, nici nu interesează. Iar tot timpul ei să primească banii, ei facturează pe cantitate, ce îi interesează pe eu să cumpere cântar, de ce să investească el în cântar? Eu nu știu banii oricum ar fi. Da, supunem la vot proiectul? Da, dar trebuie cineva să o îmbinuiți, să cântărească zilnic când vine. Păi, dacă ți-a angajat să nu plecă de lucrurile. Păi, dar cum? Să duce unul cu el cu mașina, mai fost la predat. Trecem la punctul 7, privind sprijinul acordat familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie și au depus cereri în perioada 30 iunie-30 noiembrie. Anul acesta sunt domiciliază pe raza comunii și a localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin. Pe da, vorba de 15 familii care au depus15 familii Ivu Ioan și Maria Băsești, Rusei Aurel și Anișoara Hemien, Vărbăriciu Costache și Aurica Câmpeni, Bogatul Toadă și Zenovia Pârșol, Marian Costică și Maria Tărâța, Pușcașul Ioan și Angelica Tărâța, Tamaș Nicolae și Ana Cristiana, Maftei Constantin și Teodora Pârșol, Cazacul Ion și Lucia Pârșol, Șolomânea Constantin și Angelica. Deci li se dă o sumă de 500 de lei pentru... Pentru 50 de ani de căsătorie. Da. S-au suportată de da. 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 Suma compensează chinul, mai mult, eu am spus la 50.000, sincer. Părerea mea așa este. Poți-mi pune la vot? Toată lumea de acord. Bun. Și trecem la punctul 8, da, acest proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 5.000 metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul, către UAT Comuna Cojor, județul Bacău. Tot doamna Spătaru ne prezintă. Da, deci cum a zis și domnul Bortuma și întrebat, cum vedeți, solicitarea asta a fost înregistrată ieri. Deci, pe ultima sută de metri am adresă de la doamna Lupu Georgeta, care dorește să doneze suprafața de 5.000 metri pătrați, situată în extrabilanul comunei Ardeoan, identificat prin titlul de proprietate, prin așa identificat, este în tabloa 10, parcela 164-167, așa, prin care... E pe vârful de al nu că e bine ați venit pe mamă. Da, trebuie să mai în vedere utilizării acestuia la amplasarea rezervorului de apă și construcția anexei aferente și alte elemente constructive, partea investiției apă și canal. Deci, că există de vânzare de organizare cumpărare. De asta se văd actul de vânzare cumpărare de doamna Georgeta și asta. Și a doua, nu sunt de acord, pentru că actul de donație are un statut și actul de vânzare cumpărare de asta
mai ales dacă avem, avem de gând să facem niște investiții, avem noi un contract solid și vânzare cumpărat. Cum am cumpărat domnul imobil, putem cumpăra și oricum. Asta e poziția mea. Dar de unde sunt cumpărați? De la persoana care vinde. Dacă vinde, putem să trași la majoritatea că solicitați. Nu se poate. Nici n-am cum să nu. Deci, doar să atenți că poate să o când se hotărăște dacă strigă donație, poate, cumpărat de vânzare cumpărat. Păi nu. Să face donație și să trece în domeniul public, la rădă. Contractul meu, dar trebuie să trecem o sumă modică, un leu acolo. Nu, 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 asta este contractul. Nu, asta e proprietate. Nu, am luat am asta. Este extras de carte de ciuare. Am înțeles. Da, deci aveți contracte, documentație catastrală, aveți carte funciară. De acord. Și terenul ăsta, dacă nu, deci, dacă nu se găsește acolo pe vârful dealului, să pierde 275 miliarde apă și canal pe cele trei sate. Angel Salini, da? Care sate? Chemien, Tărâța și Păjor. Până în ianuarie trebuie ridicat pe platformă. Nu l-a ridicat? S-a dus proiect. Ca să știți. Să mai rămâne de văzut. Da, supunem la vot. Adică, supunem la vot. Da. Dar nu se poate face un... Dar nu e cum să faci contract de vânzare. Dar gândiți-vă așa, mă, dar nu la viitoare de ce vrei și eu mă mă informat pe astea, că nu știu. Dar sunt de acord. Și ce pentru chestiile astea sunt de acord. Dar nu sunt de acord cu... Dacă o trebuie de ce vrei de așa, deci nu se mai face. Nu, nu, cum se mai găsește teren, poate mai găsește teren, dar e chiar nu sunt de acord. Deci dacă se găsea teren, era terenul cumpărat de primărie. Că până acum se făcea dacă era, și cu gazele nu, asta nu. Pe aici avem răzvorul ăsta din deal de 100 metri cu. Stai degeaba, nici pe jurul nu-și avea, și pe jurul nu-și avea. Dar de acolo vine apa din conducta care vine de la Valea Muzul. Cum s-a dus cu la apa? Da, corect. Ea avea și partea la apa. Apa vine de acolo, de unde vine apa de aici? N-avem apă. Păi să nu se pare proiect. Da, punem la vot proiectul numărul ăsta? Adică nu se poate pierde un proiect, nu vreau un consiliu. Așa, am votat bine, nu vreau consiliu. Am votat bine, așa, am votat, că am zis cu servița anulată cu Dama Coș, nu? Alu, am un casc de bilet în proiect, în țață. Stați, mă, că nu s-a terminat. Păi, s-a terminat. Cum se termină? Păi, da. Nu s-a terminat. S-a dat servița de pregătorează. Mai cum de când vorbim, dar nu știu mai fără. Când a spus că are dreptate omul după să iei terenul cu APCA, cu domeniul public, eu nu pot să mă joc cu suplătățe o bără un miliard de euro. Votez, da, suntem votrivi. Da, deci spunem la vot proiectul vot pe ordinea de zi. Deci votul pentru. 3, 4, 5, 6, 7, 8 voturi, 9. 9 voturi. Să știți că se respinge. Trebuie să am 11 voturi. Așa, 9. Abțineri. Abțineri sau împotrivă? Abțineri sau împotrivă? Deci, încă o dată vă spun. Cine este un proiect de 275 de miliarde de ani de țară. Dacă nu... Dacă nu încălcăm, până în ianuarie, deci s-a dus... Ce s-a dus? Păi nici nu vreau să facem o ședință. Păi sunt de acord, dar sunt de acord. Nu, sunt tot de acord. Corect, tot de acord. Știți ce înseamnă să aduceți apă în comun? Sunt de acord, dar până la ședință. Știți că nu vreau să-i problemă, asta-i treabă. Eu vreau să-i problemă. Nu se-ați public, să le spune exact. Exact, despre ce este vorba. Sigur, dar nu se-a făcut de cauză. Consilierul X, pare, să... Dar vreau să-i prezentați niciodată în coloan, să știm și noi ce prezentați, ce... La urmă, la canal, am găsat în timp. Prezentați la consilier. Ai numai să-l consilier, să-l obligați să voteze, că nu-l dați afară. Dar voi nu mă dați afară. Cine îl dă afară? Păi, de partid, sigur. Cine a zis că e obligat? Eu mai dat afară. Dar cine a votat să fac contra? Dar eu e oblig? Nu a fost obligat? Nu s-a mărat. Stai cu dar s-a obținut. Dar eu nu zic mai mult. Dacă prezentați, asta este pe interes comunal. Știu. Eu zic, dar nu sunt potrivit niciodată. Dar prezentați exact atunci ce votez.
Dar de când sunt eu pe aici, cu Anghia Sarini, n-ați auzit, domnule? Am auzit că... Am auzit că... Înțeles, dar și cum știți pe listă că este listă păcat căminul ăsta, podul de la Bărnășeni, nu intra pe Anghia Sarini și cu apă și canal pe cele trei sate? Înseamnă că n-ați constat el la ședință, scuzați-mă că vă spun chestia. Hai să fiu la ședință trecută numai. A fost achizițiile făcute după urmărătă, că noi n-am aprobat numai să și ajungea la licitația făcută, la trebuită. Uitați-ne și nouă, la o informare, să știm, că nu sunt poate. Dați ce urmă face să fie extraordinar, vede că le treabă. Ce mai bine, așa este că prezentatea asta. Ne mai gândim, ne mai... Nu, eu sunt acolo, nu am mâncat niciodată de pentru comună. Prezentați aici în fața Consiliului Local și vă plăi tu ăla. Și gata, ce mai zic de la noapte? Ce vezi? Așa, deci, ieri și cum votez? Abținere, da? Ca să mă notez. Câte abțineri, mă cred? 4 abțineri și un vot împotrivă. Și 9 pentru. Da, doamna? Și eu sunt aici. 5 abțineri. 5 cine? 5. Ah, și dumneavoastră? Da. Aici vorbim de apă și canal, da, și canal, nu mă apă. Da, 5 abțineri, un vot împotrivă și 9 pentru. Deci sunt orice este, deci sunt așa apă și canal. Apă și canal, de puțin 20 de ani, eu zice. Eu nu cred că am primit la energie. Nu? Nu. Nu sunt nici mai tare, dar nu știu ce să zic. Dar să știți că eu aseară le-am scris, ieri le-am scris. Eu am făcut asta, pentru că domnul primar mi-a spus, eu trebuie să le fac, asta intră în răzmițiunile mele de serviciu, mi le-a primit dumneavoastră, na. Dumneavoastră, hotărâți aici, la doamna. A doua l-am primit, prima l-am primit atunci, când l-ai dat, na, sau mie. Acum n-aș primi. Acum da, la prima dată trebuie să-ți dat. Da, da, trebuie să ce s-a dat. Da, dar vă rog, dacă nu mai primiți materialele, sunați-mă, că vi le primit încă o dată și încă o dată până le primiți, nu este problemă. Trebuie să vezi și pe WhatsApp să le mai primiți, că e mai ok pe WhatsApp. Dacă se vede, da, dar dacă sunt multe, da. Da, acum am urmărit. Cum ai dat-o să fie primit de ei și cu ei, nu ai dat-o să fie primit de ei, ca să ai putem da. M-am găsit, domnul secretar, de când s-o căutat? Deci eu să lucrez terenul cele sus, da? Știți, cu moștenitor, cum, mor, bunicul de la ăla, n-am găsit. Și nimeni nu donează 5.000 de metri pentru chestia asta. Nu donează. Și Dumnezeu Sfânt. Mai are domnul Marian, tot la fel, dar e un colț acolo, că am vorbit cu ăsta, cum îl cheamă? Mihai. Da, are un colț acolo și nu te încadrezi acolo. Îl tădea unul. E el. Da. Bun, dar cred că citeam. Nu, că citeam. Citeam, că dacă găseam... Nu se mai poate niciodată la comună. Dar se... Nu le credea, dar e un... Trecem pe zi și acolo și mai... Sunt două bazine, este stația de clorinare, adică... Da. Punctul nou de pe ordinea de zi și anume proiectul privind aprobarea programului și a bugetului alocat organizării și desfășurării manifestărilor dedicate sărbătorilor de iarnă. Prezintă doamna Spătaru Margarita. Da, deci s-a stabilit o sumă de 35.000 de lei, mai puțin cu 5.000 de lei pentru pomul de iarnă și sărbătorile de iarnă și premierea familiilor care au venit 50 de ani de căsătorie. Ca și în alți ani, domnul, mă organizează pe 31 se organizează, așa, se organizează pe 31 decembrie, mai uși la primărie cu date și obiceiuri și avem 336 de elevi și 36 de profesori și 15 familii care vor fi ăștia cu 50 de ani de căsătorie, da, și salariații primărie. Și consilieri, 15. Deci, cam cum s-a procedat și în anii anteriori. Dacă e suma de 35.000 de lei, dacă sunteți de acord, vă rog să spuneți, sau aveți întrebări, vă rog să le puneți. Supun la vot? Punem la vot? Cu organizarea așa, așa vreau, nu știu, tare aglomerat și faptul că nici în stradă, nu știu, acolo făcut o scenă, bine ar fi și ar fi ok. Nu cred că e o sumă foarte mare, de făcut o scenă acolo. Doar așa, amenajat ceva, că vine foarte multă lume, toată lumea se buzește aici, nu mai vezi nimic. Faptul că e și traficul, toată lumea de dea la vale, e cam anapodat. Părerea mea ar fi ca să facem undeva unde
Mai cred că mai suportăm un an așa și pe urmă de la anul vedem mă, ce vom face sus, la parc. Că n-ai nici cum ce acolo să faci, de... Da, unde sunt capăt toamnă acolo la parc? Sus, pe... În tribun. Terenul de fotbal. Nu, nu, nu pe terenul de fotbal. Sus unde am, va fi făcut terasamentul ăla care e sus, în spatele grădiniței. Da, era ceva acolo gen, să fie mai separat, sunt mai departe decât... Nici nu e stradă? E stradă, nu. Da. Că n-aveam loc în altă parte, da. La Câmpeni, un pic, e peste mână acolo. Aici fiind mai... Da, da. Da și pe aceea se poate... Da, care deși... Se poate vizionare de ce se poate amenaja. Da. Și ar fi o problemă... Da. Să amenajezi, este toată lumea are parcat, tot, tot dai seama că va fi chiar... Chiar cum iau, cum merge și-o dat. Și piața a fost în licitație, nu știu cine secunde, dar... Vom afla. Bun. Deci supunem și ultimul proiect, da? Și... Da? Da. Asta e tot, nu? Și avem... Divers. Divers. Avem invitați, nu? Da, la diverse, la diverse, avem invitați. Vă, venim timp. Nu, avem invitați. Nu, avem invitați. Nu e cu accesul animalelor. Problema este noi, a venit toți că nimeni nu vorbește. Au venit că din cauza auzi de a contractele și oameni din sat vin și întreabă de noi. Deci oameni din sat vin domnii pleacă la telefoane că s-au auzit de a contracte și ce faci cu vacile. Deci astea mici, oaia sau capra sau ce Dumnezeu, măgarul merge prin panoul ăla, dar vaca ce facem cu vaca? Și s-au rezoliat care contract? S-au reziliat 5 contracte pentru 100 de hectare. Dar mai sunt 5. Dar mai sunt. Și islazurile n-au dispărut. Deci s-au reziliat pe partea stângă, dar pe partea dreaptă islazurile din zonă au rămas disponibile. Dar alea sunt ocupate. Ocupate. Ocupate cum erau ocupate și astea. Nu diferit ocupate. Deci cine vine cu un animal, se duce în stânga, se duce în dreapta acum cu animalul ăla. Sigur. Dar, domnule inginer, dar sunt în jur de 200 și ceva de vaci. Unde încate fie 5 hectare? Nu, nu e vorba de 5 hectare. Dar asta mai atât. 10, 10 de hectare acolo, că dar islazul e mare. Se pleacă de la Băvnășeni și se duce... Și de ce doar facă Băvnășeni? De ce chiar s-a întors în atât? Băvnășeni este Ciuat, este Nimeni, este Băsești. De ce s-a întors Băvnășeni? Unde sunt cei mai multe animale? Și ei mai au niște subvenții. Normal pe fiecare vrea să iei o subvenție, să facă treabă, să muncească, să câștige un ban. Fiecare vrea, dar pentru comunitate un astfel de proiect e ceva deosebit. Deci una este să fie câțiva oameni care iau subvenție și una e o întreagă
comunitate care să fie pe interesul local, nu vorbim din personal. De ce? Da, dar asta este un sprijin. Nu se poate. Un mandat la trebuie, mai trebuie să se poate. Problema se poate. Nu, atunci ce să facem? Deci, ca să nu venim cu ceară sau cu vară, noi venim cu niște idei care, deci, oamenii nu au venit aici, noi suntem acum momentan, suntem, nu, suntem care au contracte, da? Oamenii din sat, o să vină ei, o să vină toată lumea, zic, o să fie un pic de problemă, chiar dacă mai intrați proiectul, sau nu știi, dumneavoastră, de proiect, nu știu cum mă interesează mine asta, o să fie probleme, de asta zic, oamenii sunt foarte revoltați. Noi am venit un pic, să, dacă se poate, se poate, dacă nu vreți, băi, frate, vă veniți și faceți ce vreți fiecare. Nu știu ce o să fac față, oamenii să facem. Mai sunt slaturi disponibile, deci nu am văzut. Nu am văzut. Mai ești pe partea dreaptă. Nu ca din Iulian, nu ca din Florea, nu ca din Vagilatorul, că mai sunt. Mai sunt vielul din coarte. Tot timpul ăsta ca vielul din coarte. Iar ce-l bat? Pune-mă de coarte. Văd că mă rog prea mea sunt în comună, dar că s-a dat văzut că și-a mai mult din coarte. Ce mai multe animale sunt acolo. Nu trebuie sacrificat, dar... Deci mie face contractiri pentru. Nu se poate stabili foarte clar ce număr de animale are, futare, 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 da, dar nu-i vorba de bani. Fini 2024, gata, v-a dat cineva afară? Nu, 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 deci să găsească altul. Adică divizionatii. Păi dacă s-o rezilia contractul, ce mai mai dat? Viața doamne, că o să fie repuși, cum zice domnul inginer, este... Este o grămadă de izlaz, aveți răbdare, să vedem. Se finalizează, ăsta nu se finalizează, luați înapoi, aveți răbdare. Ca oamenii să înțeleagă că e vie și să începe un război de aici. Sunt fermieri care au vândut animalele. Nu sunt, eu am dat numai de și eu, eu mi-am luat pentru pământ. Ascultă la mine un pic. Tu ai citit în contractul ăla că în termen de 5 zile trebuie să vii la primărie să anunți că ți-ai vândut oi, capre, vaci, viței și așa mai departe? Am fost la apea, nu primarie, am fost la apea. N-ai treabă cu apea tu. Ba da. Ascult un pic, amicuși. Ți-au făcut contractul, domnul secretar, aici? Ți-au făcut contractul APE sau primărie? Nu. Deci nu am făcut. Eu știu ce am făcut. De acolo, așa am întrebat. Domnule, vreau să vând animale. Deci eu pe pășune am văzut doar 5 luni zile să pășunez pizza. Domnule, încă doar cât întreb. Contractul este făcut de APE sau de primărie? Contractul este de pășune, e a primăriei, dar... Nu știu că te știi, plătești de APE. El întreba pentru eu subvenții de primărie, am înțeles. Deci n-am... Deci e atâta 5, o să pot să apucă la soare. 5 luni zile. Mai, iunie, iulie, august, septembrie. Atât. Am fost și mi-a spus să fie un mătăr. Nu am dat de și nu luați în 2023? Dar nu e bun, că așa ne aduce parcursul să nu fie probleme, deci să ne înveată proiectul, să absolut finaliată, oamenii din vinci ceartă. Proiectul nu este finalitate, nu stăm așa că să fie soluții pașnice și bine pentru toată lumea. Păi, dar bineînțeles. Nu, adică nu pot exista variante, soluții. Dar dacă contractul este reziliat, avea nimeni de niciun fel de... Nu, 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 cine de la apiază luni, dacă o să mai primească subvenții sau să-ți dea voie cu animalele să meargă pe acolo? Da, din punctul meu de vedere, vin și spun așa, pe partea dreaptă nu se poate. Nu ar trebui să fie împărțit pentru toată lumea și pentru toate animalele. Adică am acum doi oameni, doi beneficiari, trei pentru partea dreaptă. Și vor trebui să fie șapte. Dar dacă e la tăia, dar nu-mi închirii. Da, 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 e moarte. Deci pe partea stângă a primării, când mergem așa, pe partea dreaptă ia oamenilor. Sunt oameni care nu au vași, au fructe, au ceafă, au varză. Nu-ți dă ție voie să duci cu vaca. Nu, dar este și islazul primăriei și pe partea dreaptă. Este și pe stânga și pe dreapta. Nu, 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 nu rămâniți fără pășuni. Asta e un pas următor. Se miște proiectul ăsta, dacă se poate. Nu pot să vă duc cu pata la Iunie. Te interesează mai mult acolo. Nu mă interesează. Mai dați, sigur, corect. Nu ți-a rindat mare.
Ar fi ceva să fie ceva. Spune ce deci ca oamenii să fie bine și să înțeleagă și oamenii. Mă rog, mi-o mă sună, ba, sau aia. Eu acum ce să le zic așa, ca să fiu, deci, patriot al comunii, mă să spun așa, ca ei din coadă. Băi, dacă să face ceva, să face pentru interes. Păi, dar mi-a spus, pentru interes. Nu faci interes al meu. Un secretar sau... Dar nu să vă spun un lucru, să fie milenii, aici aș trece și câștigi de licența. Exact, aș trece cu Tadine, cu Tadine, așa e. Deci, trebuie să ai de licență. Deci, nu că nu se face, nu se face. Asta, deci, să faci, să faci tot. Nu m-ați ascultat. Fermierii care sunt șolari, deci își e rezistența lor. Nu s-a dus în industrie, nici el. Dar trebuie să-i ajutăm. Păi, proiectul ăsta, la următoarea ședință ar fi bine să ne prezentați și nouă din nou. Să vedem exact înălțimea la care... Dar noi nu știm, ascultați la mine, încă nu vom ști cine va veni către la Lidl să licitează asta. Cine vin la licitație? La licitație pot să vină și ei. Dar la ce vin? Și eu. Și cine vin, dar la ce suprafață? La ce? La suprafața aia, de 150 de hectare, sau 50 de hectare. Câte se pun? Câte panouri se pun? Unde se pună? Deci... De fiecare hectar se face un megawatt. Doamna, la 100 sau 50, ce fel sau 100? Puneți să le dă 100 de hectare la fiecare seară și așa doamna pe toată lumea. Dar n-ai cum să faci, domnule, de ce? Ce vă la punctul lor? De recumulat. Exact. Încă nu se știe nici cum. Cum o zis și domnul Iosif și toți. Toți fermierii, dar în caz de, nu veți rămâne. Și iar facem contracte la toți fiecare. Deci nu veți rămâne fără ei la asta. Dar să facem de acum, din sat, de acolo afară, vă duceți numai de la vin, stăți și noi îi facem. Dar ei deoparte la asta, în 2024 nu au nimic. Nu, dar în 2024 nu au nimic. 2024 pentru ape aici, din mai și până în iunie. Deci, restul de 350 rămân disponibile pentru fermier să fie reorganizate, reîmpărțite, dar asta e un pas următor. Haideți să proiectul ăsta să meargă mai departe, să vedem că dacă nu merge, nu finalizăm. Că dacă nu merge, nu finalizăm? Nu mai... Haideți să rămânem un pic, nu este deocamdată niciun proiect. Orice proiect vine în Consiliul Local, da? Trebuie stabiliți niște... Termen, atât de fundamental, trebuie studii de oportunitate, să vedem într-adevăr dacă se merită, nu se merită, ce sumă se încasează, ce sumă se încasează. Și prima, și prima dată sunt niște proceduri care pleacă în cadrul Consiliului Local. Dar ce pui la dispoziție? Dar nu ai la dispoziție. Stați un moment. Părerea mea. Eu nu vă... Deci, din punct de vedere juridic, doamne, va avea de exemplu. Sunteți de acord, trebuie să fiți de acord. Oricum, dacă nu trecem în toate domeniile lei, deci, în cazul în care se instalează, vă facem, vine aceste panouri vin pe terenurile respective. În caz contrar, vă facem reîmpărțirea, cum ați fost de aici. Dar, până atunci, să vă spunem, e viață. Dar și-am primit pe anul ăsta, nu ne-am primit pe anul ăsta. Pe anul ăsta, nu ne-am primit pe anul ăsta. Dacă ne zicea, dar trebuie să facă din nou contract. Păi la anul e în martie. O să primească și la anul, dacă nu facem din nou contractul, pe aceea o să facem din nou, atât ce mai vedem iar. Dar noi sperăm că nu o să facem, că o să meargă proiectul ăsta mai mult. Dar de ce e suprafață? Proiectul ăsta merge 50 ani. Eu sunt eligibil și 50 nu. Partea asta pentru care se urmărește proiectul. Aici panourile trebuie făcute cu orientare. Durează mai mult de 5 ani, mă răbine aici. Asta este partea tehnică de care se ocupă firma care investește. Nu o să le punem noi, puneți-le pe stânga, puneți nu știu ce să urmărească. Ei știu ce trebuie să facă. Nu știu eu părerea mea. Acum să discutăm așa mai logic. Deci, ceea ce spun eu. Deci, noi vorbim aici, facem. Deci, în lângă ăsta sunt oameni în sat care ci vorbesc, de asta spun. Sunt, într-adevăr, n-au nicio treabă, ei, dar zice că și au dreptul să pășunească, au vaci, au frezi din asta, eu știu ce să zic, ce să zic. Da, în prezentul face un proiect și vin oamenii și fac mai stau și eu știu ce-i scodează acolo. Mai sunt islazuri disponibile. Te-a fi, domnul Jean a primit o sație, da? Și a făcut și așa. Și a spus la fel. Și pășunatul mic, asta va fi impus, din câte am înțeles prin proiect, să se permită. Deci pășunatul mic se va permite. Deci, nici asta nu îi spune. Altă întrebare, că suntem mai mulți și nu vorbesc. Acum nu vreau să vă pun la neagră. Cum mă duc el nu a zis de contract. Ce se întâmplă cu el? Nu a semnat contractul. Noi sperăm că o să înțeleagă și el că proiectul ăsta e pentru binele comunei. Luați cuvântul.
Lasă să eu să vă documentez pe. Da, deci el nu a refuzat, a zis că se mai documentează. Da, bine, se mai documentează. Deci dacă ai timpul ăsta că am vădrept, nu mai trebuie să vădrept, dacă ai vădrept bani. Și le oferim. Și le oferim firmelor care au zis. Nu sunt de acord, de aia și vedem ce spune. Trebuie să vă fac și vă echitate. Și credeți că firmele care va veni la licitație aici, trebuie să fac și vă echitate. Trebuie să fac și vă echitate. Cine are 150 de hectare să le pună la dispoziție persoană privată, dar nu mine. Tată, primările, de asta și-o dat voie ăștia și 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 voie ăștia. Iar nu ai voie să faci cu pășunul. Vor investiții mari care să aducă profitul în timp. Păi, de ales de rău. Da, dar voie, chestia asta din ce face. Proiectul de